ocazia zilei, jandarmerii române, noi le urăm la mulți ani, le-am adus flori albe în semn de pace. Sperăm să continuăm pașnic în... la fel cum am colaborat și săptămâna trecută, cu mici excepții. Dar nu din partea lor. Și le urăm tot ce îți doresc. Organizatorii spun că florile oferite sunt o dovadă de respect față de atitudinea pașnică a jandarmilor din timpul mitingurilor care au avut loc până acum la Constanța. În ciuda gestului frumos al protestatarilor, aceștia nu au avut nici de data aceasta autorizație pentru manifestația lor, iar evenimentul s-a desfășurat în nota obișnuită, cu acuzații de dictatură medicală și solicitări de demisie a guvernului. Încetarea tuturor restricțiilor și a stării de alertă, implicit eliminarea obligativității măștii, revenirea la învățământul față în față, renunțarea la politicile sanitare bazate pe obligativități și trecerea la cele bazate pe recomandări. Doar 100 de persoane au mai convins organizatorii să iasă sâmbătă din case, care au plecat în marș din fața prefecturii spre portul Constanța și apoi pe principalele bulevarde. Iar manifestanții nu sunt doar mai puțini, ci și mai dezbinați, în timpul evenimentului evidențiindu-se clar două tabere. Acțiunea de protest a durat mai puțin decât în seriile precedente, de vină ar fi oboseala, spun organizatorii.